Ce bine că a ieșit soarele și cât de cât călduț. Deci cum naiba poate să fie în martie zăpada peste glezne cât timp în decembrie chiar n-o nins aproape deloc? Dacă ori dat 4-5 fulgi în miezul iernii în decembrie și acum în martie înghețăm de frig, serios? Ce-i cu vremea asta oare? I could do this all day, I could do this all night, all month, all year, for my whole entire life. Who you know got a home, but seen to live on the road, looking like a black gypsy in a caravan of road. Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal de YouTube, sau bine v-am regăsit. Ei bine, în acest videoclip vom face Q&A. Dacă mă aveți la follow sau la prieten pe Facebook, ați văzut acest status cu lăsați întrebări pentru Q&A. Așa că eu în acest videoclip vă voi răspunde la întrebările voastre pe care mi le-ați lăsat la acea postare. Să începem! Prima întrebare, Luhan sau Zitao? Nu știu cine sunt. Și mă gândesc că sunt K-pop-uri, adică îmi dau seama după nume și nu ascult K-pop. Am auzit că ai stat și în Piatra Neamț. O părere despre acel oraș? E bine, nu știu ce părere să-ți dau pentru că eram destul de mic când stăteam în Piatra Neamț și nu eram atât de conștient, dar țin minte că mergeam foarte, foarte mult într-un parc, dar nu mai știu cum se numește sau pe unde îi, chiar nu mi-aduc aminte. O să mai vii? Cine știe? Mai ascult K-pop? Nu, și nici n-am ascultat vreodată K-pop, am ascultat doar atunci în videoclipurile alea de Ria. Unde trăiesc hamsterii când nu sunt în pet shop? De unde să știu? Laptele sau cerealele prima dată? Am văzut că multă lume se ceartă pe chestia asta, adică chiar există persoane care se ceartă pe chestia asta. Pentru mine chiar nu contează, dar sincer eu personal pun cerealele prima dată, nu știu de ce pun cerealele prima dată, nu mă întrebați. Cu ce echipă din România ții? Cu niciuna. Lingi capacul de la iaurt după ce îl dezlipești? Da, normal, cine nu face asta? Cum te simți că te-ai reapucat de YouTube? Super. Dacă te-ar ataca o bandă de șervețele domestice, ce reacție ai avea? Ce facultate îți dorești să urmezi? Facultatea de drept din Cluj, Babeș-Bolyai. Bolyai. Cum ai vrea să mori? Ei bine, eu îmi doresc să mor de bătrânețe și sub nicio formă de durere, pentru că n-aș suporta, cred. Ce gen de seriale, filme preferi? Ei bine, nu mă uit la seriale pentru că m-am uitat la Prison Break și l-am terminat în o săptămână și ceva și are 4 sezoane, cred. Nu mai prefer serialele pentru că efectiv în săptămâna aia și ceva zici că eram nebun la cap. Și filme, filme de comedie. Ce îți lipsește cel mai mult din China? Nimic. De câte ori pe săptămână vrei să postez? E bine, vreau să-mi organizez timpul astfel încât să pot să învăț și pentru BAC și să și postez pentru YouTube. Dar maxim de 3 ori aș posta. Maxim. Te lași de YouTube după ce o să mergi la facultate? Nu, nu, nu mă voi lăsa de YouTube când o să merg la facultate. Din contră, că va fi un hobby și nu cred că există vreun copil care să stea toată ziua efectiv cu capul în carte și să învețe 24 din 24. Nu este normal din punctul meu de vedere. Creierul mai are nevoie de puțin aer și nebunești dacă înveți toată ziua. N-ai cum. Hai să zice că înveți 3-4 ore, e ok, dar după aia nu mai reții informația. 1 sau 2? 3. Te distrai la străi cu blidarul? Cum să nu te distrezi cu blidarul Bogdan? Oriunde mergi, te distrezi cu blidarul Bogdan. Câte țări ai vizitat până acum? Ei bine, numai Bulgaria și China și am fost odată la Paris, în Franța. Dar nu se pune că am vizitat acea țară pentru că am fost acolo, pentru că am avut escală acolo. Cum te îmbraci așa frumos, fat mie, și de unde ții hainele? Ei bine, nu consider că mă îmbrac foarte wow. Și îmi vine de la sine. Și de unde îmi iau hainele? Îmi iau din magazinele astea comune. Bershka, Pull&Bear, H&M, etc. Zara. Știi să vorbești chineză sau înveți? E bine, știu să vorbesc chineză și citesc, numai nu știu să scriu foarte bine. Și e normal să știu chineză cât timp la mine acasă se vorbește chineză. Câți ani ai? Anul ăsta fac 19. Crezi în Dumnezeu sau în Buddha? E bine, întrebarea asta am primit-o de foarte multe ori și mereu am încercat-o să o evit pentru că nu cred că este un subiect discutabil în public și pe internet, pentru că sunt foarte mulți care țin foarte, foarte mult cu religia lor și nu pot accepta. Deci, efectiv, dacă au o relație bună cu persoana respectivă și dacă e de o altă religie, nu-l acceptă. Chiar nu pot să înțeleg în 2018 cum pot să fie așa, dar mă rog. Nu cred în niciunul dintre ei, dar dacă ar fi să mă însor cu o fată româncă, aș trece de religia ei, sau dacă aș fi să mă însor cu o fată din Franța, din Spania, din China, nu știu, aș trece de religia persoanei respective. Și persoanele astea foarte religioase, dacă tu nu crezi în Dumnezeul lor sau în ceea ce cred ei, efectiv te judecă așa fără niciun motiv. Și nu înțeleg de unde atâta răutate din cauza religiei, adică au fost o grămadă de războaie din cauza religiei și
Nu pot să percep ideea asta, chiar nu pot să înțeleg. Fiți mai buni, oameni buni, nu știu. Eu sunt de părere că oamenii ar trebui să fie buni, să fie buni între ei și nu știu, să se accepte unul pe altul, pentru că până la urmă tot oameni suntem. De exemplu, eu dacă mă înțeleg bine cu o persoană și după aia află că eu am altă religie, e normal să mă dea la o parte sau să stricăm toată relația respectivă din cauza a ce? Deci niciodată n-am înțeles ideea asta, chiar nu pot să înțeleg. Și nu știu, nu cred că o să fac un videoclip pe tema asta, pentru că n-aș vrea să primesc hate sau ceva de genul. Pentru că până la urma urmei, toți suntem oameni, indiferent de rasă, indiferent de religie, indiferent de orice, toți suntem oameni. Ok, hai să trecem la următoarea întrebare, pentru că am stat foarte mult la întrebarea asta și chiar nu vreau să mai dezvolt atât de mult subiectul ăsta. Chiar aș avea mult mai multe de zis, dar mai bine așa. Oricum, cei foarte religioși tot pe a lor o să o țină. Ce țară ai vrea să călătorești? Ei bine, aș vrea foarte mult să călătoresc în Spania. Înainte să încheiem acest videoclip, aș vrea să vă arăt un site foarte, foarte tare de pe care mi-am luat unele chestii și abia aștept să-mi ajungă. Și cu chestiile respective o să fac un mare giveaway data viitoare, dar o să-mi ajungă cam peste 14 zile, 2 săptămâni, cred. Stați cu ochiul pe acest canal pentru că o să urmeze multe chestii șmechere. Asta este site-ul, se numește GearBest, o să vă las un link acolo jos în descriere. Sunt tot felul de lucruri, de la cosmetice, la electronice, la gaming, la telefoane, la încălțăminte, la haine. Sunt efectiv de toate pe acest site și sunt foarte, foarte ieftine. Uitați, de exemplu, acest hoverboard costă numai $166 sau ce am mai găsit eu și m-a captivat a fost acest Black Mask, care este de foarte bună calitate la numai nici $3, serios. Data viitoare o să fac un review la acest Black Mask. E bine, nu uitați să intrați pe linkul din descriere. E bine, aș vrea să revin puțin la întrebarea aceea cu crezi în Dumnezeu sau în Buddha. Sunt sigur că mulți religioși care se uită la videoclipul acesta acum și au auzit răspunsul meu, poate o să zică, a, uite și pe ăsta trece așa de religii cum vrea el și religia e neimportantă pentru el și așa mai departe. Nu, nu, chiar nu fac referire la lucrul acesta, nici măcar o secundă să nu vă gândiți la lucrul acesta, pentru că nu vreau să fac referire la asta. Dacă ar fi să aleg dintre toate religiile de pe această lume, care am auzit că sunt peste 40.000, ar fi cea de creștin ortodox. Pentru că eu de la grădiniță până pe clasa 10 am fost învățat să-mi zic rugăciunile, să-mi fac cruce mereu și să cred în Dumnezeu. Ei bine, încă știu câteva rugăciuni și e singura religie despre care știu cât de cât. Și mai ales că m-am născut în România și aici am trăit. Motivul pentru care am încetat să cred în Dumnezeu este pentru că până pe clasa 10, până am încetat să cred în El, atunci când m-a întrebat cine tu de ce crezi în Dumnezeu? Ei bine, nu știam să răspund. Nu știu de ce credeam în Dumnezeu, adică niciodată nu mi s-a arătat ceva. Sau nu știu, niciodată nu cred că m-a ajutat cu ceva acest lucru. Ok, punem punct la acest subiect. Punct. Gata. Ei bine, și cam atât a fost cu acest videoclip. Nu uita să nu judecați niciodată persoana după religia respectivului. Nu știu, m-a captivat foarte tare întrebarea aia și... cine știe, poate o să fac, poate, dar sunt slabe șanse să fac un videoclip pe tema asta pentru că n-am chef să discut asta în public sau pe internet. E același lucru, de fapt. Frate, suntem în 2018 și lumea încă se judecă după religii și după concepții din astea foarte, foarte învechite. Cunosc cazuri, am trăit cazuri de genul și nu e ok, deloc nu e ok. Suntem liberi să credem în ceea ce vrem, suntem liberi să facem ceea ce vrem. Suntem în secolul 21, nu mai suntem în secolul 19-20, când erau toate războaiele și așa mai departe. Suntem liberi, suntem democratici, nu mai suntem comuniști ca pe vremuri. Trebuie să acceptăm ideea asta că am trecut peste vremurile respective. Și dacă am atât am avut de zis, dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un like, un share să vadă și prietenii voștri. Desigur, abonați-vă la acest canal, nu uitați de clopoțel, să dați și un follow pe Instagram și ne vedem pe data viitoare. Ciao!